start în Europa League. Istorie și prezent în fotbalul ieșan. Meciul CSMS Hajduk Split prefațat în ediții speciale. De luni până vineri, de la ora 20. Bună seara, stimați telespectatori. Iată, spectacolul a avut loc. Știm probabil mai toți scorul CSMS Iași Hajduk Split 2-2 în al doilea tur preliminar al Europa League. Un meci interesant, un meci care comportă multe comentarii și de aceea la ultima ediție specială Start în Europa League i-am invitat alături de mine pe doi colegi de breaslă. E vorba de ziaristul Narcis Pohoață, bine ai venit. Bună. Și colegul meu Lucian Lucescu, cel care a avut temperatura, a luat temperatura tuturor momentelor la această primă întâlnire dintre CSMS Iași și Hajduk Split. Face mențiunea că cea de-a doua partidă va avea loc peste o săptămână, deci pe 21 iulie la Split. Vă așteptați la acest scor? E întrebarea pe care vă adresez din start. Bun, dacă înainte de meci cu toții ne temeam de Hajduk, probabil și noi și cei din oficiali, jucătorii, se mulțumeau cu un rezultat de egalitate. După aspectul jocului, eu spun că merita mai mult. Am avut 2-0 la pauză, am controlat prima repriză, am avut ocazii. Ne-am creat ocazii și pe contraatac în cea de-a doua repriză, dar acea greșeală din final ne-a privat de un rezultat uriaș, de o victorie frumoasă, un rezultat care ne-ar fi deschis mult mai mult șansele pentru o calificare și un rezultat foarte bun și pentru coeficientul României. Eu zic că Iașiul a intrat cu dreptul în Europa, în ciuda rezultatului înregistrat în partida de aseară contra celor de la Hajduk Split. Cel puțin o repriză s-au ridicat la nivelul pe care ne dorim să-l vedem în astfel de competiții internaționale. Au marcat, au ratat, au condus ostilitățile, cel puțin după deschiderea scorului. Startul partidei a fost într-adevăr controlat de formația oaspete, dar acest lucru a și fost anunțat de tehnicianul croaților. A spus încă de alaltă seară de la conferința de presă, dinaintea antrenamentului oficial, că vor ataca și că vor încerca să-și impună jocul și să ia opțiune privind calificarea încă din prima manșă. Ei bine, s-au izbit de o echipă care, mânată de un public foarte bun, 8.600 locuri, spuneam, au fost oferite suporterilor plus tribuna oficială, deci peste 8.000 de spectatori au fost prezenți pe arena din Copou aseară și au creat într-adevăr o atmosferă de meci european, așa cum... Și mai adăugăm pe cei 1.000 de suporteri care s-au aflat în centrul orașului, în fața unui panou imens care a transmis, prin care s-a transmis meciul. Părerea mea că după această partidă putem desprinde două elemente importante. Unu, meciul, orice meci de fotbal se joacă cu o minge și cu două echipe. Nu joacă istoria, ci joacă prezentul. Rezultatul poate fi oricare, chiar dacă palmaresul echipei Hajduk Split nu era împovărător pentru adversar, deci pentru echipa ieșeană, și era unul deosebit. În teren, cel puțin în prima repriză, lucrurile au stat altfel. Noi am avut inițiativa mai mult și am reușit să valorificăm. Al doilea aspect, cred că este, și aici revin multe sarcini celor care conduc diversele domenii ale orașului, s-a demonstrat că ieșenii iubesc astfel de evenimente și nu numai ieșenii, moldovenii, pentru că în tribună au fost și mulți suporteri și multe persoane din alte localități ale țării. Dar să spunem așa, ieșenii iubesc evenimentele de acest gen și pentru a ajunge la astfel de evenimente culturale, sportive, economice, dacă vreți, că și acestea trebuie să fie importante, trebuie
pus umărul, trebuie o gândire creativă și asigurate fonduri. E clar că ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni la stadionul din Copou, dar și în zona din jurul stadionului, nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată. Nu știu dacă s-au mai făcut atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Practic se vede și în imaginile surprinse aseară de Petru Fedor, de colegul nostru. Nu mai arată ca stadionul dinainte decât ca formă. Nu cred că a fost vreun colț de arenă care să nu fi fost vopsit sau văruit. S-a înlocuit tâmplăria de la tribuna oficială, s-au asfaltat alei, străzile din jurul arenei. A fost amenajată acea parcare pentru suporterii croați, pentru că a fost, nu multă lume știe, dar a fost o întreagă nebunie în ultimele zile cu organizarea sosirii suporterilor croați. A fost un capitol distinct al acestei partide, sigur, al organizării acestei partide. Iar tot ce înseamnă măsuri de securitate înaintea și în timpul și după joc, cred că nu s-a mai întâlnit la Iași, la un eveniment așa sportiv. De exemplu, suporterii croați aveau 3 trasee pe care puteau ajunge la Iași. Sunt niște norme impuse de Uniunea Europeană de fotbal. Nu puteam să cobor în sub ele. De aș zice să revenim la fotbal și să vedem, înainte de a intra mai pe larg în analiza partidei, să vedem ce au spus la sfârșitul meciului reprezentanții echipei eșene. Eu cred că meritam mai mult. Acum mergem acolo e... eu zic că nu e gata. Mergem acolo să încercăm să mergem mai departe în Europa League. Idem o sprit, ce v-am făcut, așa dai de modalii. Ce a lipsit echipei în această seară pentru a scoate un rezultat de 3 puncte? 6. Nimic. Știu, îi face o muncă, dar îi zice poți fi modalii. Eu cred nimic. Noroc. Asta lipsit. Gata. Rezultatul 2-0 în prima repriză era foarte bună pentru noi. Am prins asta, am primit gol după 2 minute, mai cred că după am început din nou să joc la fotbal, am avut ocazie toți. După s-a întâmplat asta greșeală, că se întâmplă a toți. Ma nu e problemă, acum avem meciul de retur. Nimic e gata pentru mine. Fiecare săptămână încercat să dau mai multe, mai multe, mai multe. Acum sunt fericit. Eram mai fericit dacă castigam, nu dau gol. Ma asta e fotbal. Mergem mai departe, mergem la Split. Am făcut un meci foarte bun în prima repriză. Cred că meritam mai mult de 2-0. Auduc a făcut singur un șut în poartă. Începând repriza a doua, am pus un gol mai repede. Cred că echipa se a retras un puțin mai spatele. Auduc a încercat de atacare, dar a egalat-o în ultimul minut cu greșele noastre. Cu 2 greșele noastre, una de Ciuca și una de Branco. Acum sunt în cald, normal, a terminat un meci. Avem un zile de vacanță pentru ordinare idee. După pregătim retur la Spalato. Știam că e un meci foarte greu pentru noi. Psihic mă refer. Psihic e normal, suntem un puțin jos. Cred că după prima repriză am făcut 2-2 ultimul minut cu greșele noastre de copilărie, e foarte greu că un are morale sus. Știam tot asta, dar Beța am jucat un meci foarte bun. Cred că am jucat la prima repriză, am dominat un meci. Repriza 2 am scăzut un puțin, dar avem o nostre șanse pentru retur de pasare turnul în preliminarea de Europa League. Știu că c'è pressione di pubblico, dar non gioca pubblico in terreno di gioco. Gioca echipa. Avem un meci foarte, foarte greu. Dar mergem acolo, încercăm de castigare meci. În primul rând, aș felicita tot ceea ce înseamnă Iași.
și vă felicit și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, și pe suporter, pentru că am pregătit și am dovedit că putem să pregătim un meci și că Iașiul este un oraș cum puține sunt în România, cel mai frumos. A fost greu, 2 săptămâni de muncă titanică, foarte greu, eforturi mari, dar și cei de la UEFA au rămas impresionați că în 2 săptămâni stadionul nostru a putut să arate de asemenea manieră. Ca parte sportivă, păcat. Păcat că am fost la un pas de o mare victorie. Dar le repet la băieți și o să le repet până când intră la meciul retur pe teren. Nu avem nimic de pierdut, dar avem enorm de mult de câștigat. Hajduk își va juca obiectivul. Dacă nu va trece de noi, va fi un an ratat, pentru că îi interesează foarte mult grupele Europa League. Presiunea va fi pe ei, foarte mare și din partea suporterilor lor. Cu siguranță că va fi un stadion fierbinte acolo. Noi știți foarte bine că meciurile de afară le pregătim într-un anumit fel și mergem la Split să ne calificăm. Tu înțelegi cel mai bine pe Brancu? Îl înțeleg cel mai bine pe Brancu și înțeleg cel mai bine toată echipa. Când i-am văzut jos, sunt momente aici se văd caracterele adevărate și eu sunt convins că am jucător de caracter. Și Brancu este un jucător de caracter. Una peste alta, cred că meritam să câștigăm. Președintele lor și cu Mario Brancu, directorul sportiv, au fost corecți și mi-au spus că trebuia să câștigăm cel puțin la 2 goluri diferență. La Split vom merge în infern, dar trebuie să mergem ca un comando, ca un comando puternic, ne facem datoria și ne întoarcem acasă. Trebuia să câștigăm, spune Florin Prunea. Narcis Pohoață, de ce n-am câștigat? Păi de ce n-am câștigat? E clar din cauza unei gafe. A fost o gafă în lanț acolo în ultimul minut, o greșeală a lui Ciucă, un pas. Deci avem două. Un pas greșit în centrul terenului, a fost și acea greșeală lui Grahovaț. E clar că de acolo s-a stricat rezultatul. Era de așteptat. Cu toții ne așteptam ca la 2-0 în repriza a doua Iașiul să facă pasul înapoi, pentru că asta știe cel mai bine. Când Napoli, când conduce echipa, să se retragă și să încerce să lovească pe contraatac, așa s-a întâmplat. Am avut și ocazii, dar a venit acel gol de vreme. Da, așa, da, cum vezi, s-a mai întâmplat. Pasul acesta înapoi a fost coroborat cu introducerea a 2 jucători de culoare, foarte activi, cu forță, agresivi, care au și concretizat greșelile noastre. Așa este. Cealaltă parte, dacă Nicolo Napoli, dacă lui nu i-a ieșit schimbarea cu Ciucă, omologul său de pe banca croată i-au ieșit, ambii jucători de culoare intrați au marcat și au revitalizat clar acest Oanza. Și a marcat în minutul 48, dar a și creat panică acolo, un jucător de forță a tras efectiv echipa după el în față. Dar aș remarca și punctele bune ale echipei, să spun, e o echipă care înainte marca cu zgârcenie, iată începe să înscrie, Cristea cu Picioni se înțeleg, se conlucrează foarte bine în atac, chiar dacă a plecat Golubovici. Echipa a marcat, să nu uităm, în fiecare meci în cantonamentul din Turcia, a marcat chiar și câte 3 goluri, 2 goluri în alte partide, iată a marcat și acum 2 goluri. E un lucru pozitiv că echipa înscrie, pentru că înainte jucam poate la 0-0 și marcam foarte rar. Din păcate și primim goluri și primim pe final de meci. Acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă. Bine, e de vreme, mai avem până la începutul campionatului, mai avem timp să ne punem la capitolul fizic, la punct, dar eu zic că echipa e pe un drum bun. Dacă va continua cu aceeași atitudine, eu n-aș vrea să... Deci vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult Vasile Gheorghe. A avut un travaliu extraordinar. Mi-a amintit de Romilă 2 din vremurile când juca în Naționala României. Un om care... Un jucător care a făcut un efort extraordinar. A pasat bine, s-a repliat. A făcut tot ce trebuie să facă un jucător pe postul lui. Sigur, toată întreaga echipă a avut o bună determinare pentru acest meci și vreau să subliniez acest lucru. Un câștig, cred, pentru Liga 1 este Picioni. Pentru și fotbalul ieșean, în primul rând. Și o surpriză pregătită de Napoli, pentru că de obicei juca cu 2 închizători, cu acea formulă 4-2-3-1,
iată că s-a încumetat să joace cu doi atacanți, așa cum a jucat și în finalul sezonului trecut, cu un jucător de creație la mijloc, a renunțat la un închizător la Crețu, a jucat cu un singur închizător, cu Mitici alături de Vasile Gheorghe, care a dirijat un pic mijlocul. Și iată că lucrurile se văd în ofensivă, echipa are o altă culoare. Și ar trebui, mă scuz, mă rog, acolo Dan Roman să ducă o luptă, va trebui, cred, și psihic să câștige bătălia Dan Roman, pentru că după meciul acesta și după ratarea lui a pierdut un pic contactul cu echipa de bază. Are mai multe lupte Dan Roman de dus. În primul rând, suporterii se așteaptă ca el să fie al doilea Golubovici sau un nou Golubovici. Va fi comparat în permanență cu Bojan Golubovici. A plecat cu acest handicap din start. Da. Dar are fizic bun. Pe de altă parte, forță. Pare să funcționeze foarte bine acest cuplu Piccioni-Cristea. Și s-a schimbat cu acești doi atacanți, s-a schimbat parcă și puțin jocul. Nu mai vedem atât de multe mingi aruncate spre atacant. Da, spre Golubovici, care era ca un adevărat pivot acolo și devia mingile către atacantul ce venea din spate. Ei, acum parcă pasăm mai mult, mai ducem și mingile lateral, stânga-dreapta, urcă, Voicu a urcat destul de mult. Și Voicu a fost și pe Țigănașul, foarte mult și pe partea și a urcat. Acestea sunt modificările pe care le văd eu în tactica și în stilul de joc al Iașului. O echipă, zic eu, puternică pentru Liga 1, dar care rutinată. Are, parcă la un moment dat se clatină în repriza a doua. Eu cred că viitorul echipei în acest sezon va fi influențat foarte mult și de evoluție pe care o vor avea ieșenii la Split, în Croația. Pentru că o eliminare din, chiar dacă va fi, eu știu, după un 1-0, o înfrângere cu 1-0, îi va afecta bine imediat meciul cu Steaua la doar 3 zile. Programul deja este foarte, foarte greu. Pleci miercuri spre Croația, joci joi acolo, te întorci imediat, duminică ai un nou joc în campionat, prima etapă, și începi la Steaua cu nu se poate mai rău. Pe terenul Stelei. Acest lucru poate să aibă și partea bună și partea... Să vreau să spun că orice rezultat poate avea două tăișuri. Exact. O calificare te poate, ridica starea de euforie și poate automat o lași mai lejer cu Steaua sau nu te concentrezi suficient, dar și un rezultat negativ. Dar și faptul că ai două jocuri în prima etapă a Ligii 1, tu ai două jocuri de fotbal adevărat pe care le-ai susținut, deci ești în priză. Eu zic că poate fi un atu pentru noi în fața Stelei, pentru că deja avem două meciuri tari, două meciuri importante. Nu se compară cu meciurile amicale, această dublă cu Hajduk. Și iar calificarea e, se joacă în sufletul tuturor celor care joacă fotbal, dar și urmăresc echipa. Ei, pentru că în grupa a treia aici, pentru la adversari posibil, sunt formații din Ucraina, Solna din Suedia, Europa din Gibraltar, Spartak Târnava, Shirak din Armenia, Osmanlispor din Turcia, Zimbru Chișinău. Deci formații care ar putea fi sub... Iașul va fi cap de serie dacă se califică. Dacă se califică. Deci va fi o bătălie. Haideți să vedem ce spun însă croații, dacă tot am vorbit de meciul de la Split. Ce spun ei după acest meci și în perspectiva returului care îl vor disputa pe teren propriu. Početku smo se malo smo se pripali recimo to tako, oni su nas iznali s dva gola, iako smo znali koji je njihov furt i tako smo nas zabili dva gola. Pentru început un pic ne-am speriat, ei au reușit să ne dea două goluri, dar... Prvo polovreme nismo odigrali na nivou kao što smo htjeli. Prima repriză nu am jucat la nivelul nostru, cum știm să jucăm. Drugo polovreme smo odgovorili sa staționistii da idemo napred, idem postići pogodak. În garderobă ne-am înțeles la pauză. Să mergem să dăm gol. To izgleda puno bolje u nastavku, zabili smo dva gola i ja mislim zasluženo. Și în continuare reușim să dăm două goluri, considerăm noi meritate. Pa, je, iznenadili smo nas, iako smo znali koji niko forte, ali to se tako desi, mala neopreznost u obrani i primimo dva gola, ali mislim da smo se poslije dobro vratili u utakmicu. Ne-au surprins, au avut un joc foarte rapid,
Am început destul de prost, dar am reușit să recuperăm. Sigurno da nije lako nakon 2-0 na gostujućem terenu, ali mi smo skupili glavu sa čionici, dogovorili se što treba raditi i krenuli po drugo poluvreme sa idejom da zajedno što više golova. Sigurno kad mi jeste u šopu pa 2-0 se ne vi, dar fizika post stăpân pe noi și am reușit să recuperăm. Kao ko sam juče kazao da će biti golova i zanimljiva utakmica, to se obistinilo. După cum spuneam ieri că vor fi goluri și sper un meci frumos, cred că am avut dreptate. Čestitam najprije domaćoj ekipi na dobroj igri. În primul rând felicit echipa gazdă pentru jocul bun prestat. I navijačima za sportsko i fair navijanje. Și suporterilor pentru fair play și comportamentul frumos. To je baš lijepo vidjeti da su uputili našim igračima plesa kao i svojima posle utakmice. Acest lucru este chiar plăcut pentru mesajele transmise galeriei Hajdukului. Mi smo počeli utakmicu katastrofalno loše. Am început meciul katastrofal, foarte rău. Na takmičili smo se, ko će više puta dodati jašim igračima. Am făcut concurență care va da mai mult mingea jucătorilor de la Iași. Neki igrači su mladi, jako su dobili priliku, malo su se uplašili. Unii jucători sunt tineri și chiar dacă au avut ocazia ili s-au oferit ocazia, s-au speriat. Vjerujte da mogu puno više i to će pokazati uzvratnu utakmicu. Eu cred că pot pun mai mult și acest lucru îl vor demonstra în meciul retur. Ali čestitam im i srca. Dar îi felicit din suflet. Da su se digli posle 2-0. S-au ridicat după 2-0. Mi se pokazali veliki karakter. Și au demonstrat un karakter puternic. Do kraja su verovali da mogu postići zgoditak. Până la sfârșitul meciului au fost încredințați că vor marca. Zato nas i sreća nagradila poslednoj minuti. Și din acest motiv și fericirea, succesul ne-a ieșit în întâmpinare. Time smo postigli dobar rezultat za uzvrat. Prin aceasta am reușit un rezultat bun pentru meciul retur. Ali opet će tu biti nova utakmica. Dar din nou va fi un meci nou. Nemojte me pita za postotke. Să nu mă întrebați de procente. Ea nici sunt matematician, nici čarobnjak. Nu sunt nici matematician, nici vrăjitor. Ea da bi znao postotnica, onda bi igrao sportsko kladionicu. Pentru că dacă știi procente, atunci aș juca la loto. Se va juca, într-adevăr, un meci greu la Split. Dar ce am remarcat în echipa oaspete, tinerețea. Am înțeles că au fost vreo 5 jucători sub 20 de ani. Cred că tot fotbalul românesc trebuie să se reformeze pe o astfel de idee, pentru că prea mult nu reziști sau nu ai perspective cu jucători de 30-34 de ani. Pot fi cazuri rare. Păi Hajduk a schimbat lotul, este primul an în care ei nu vând nimic. Ei de obicei la final de sezon se despart de 2-3 jucători pe câteva milioane bune de euro. E bine, în acest sezon nu au vândut nimic, au schimbat președintele în luna mai, au schimbat antrenorul, da? Și acum reconstruiesc echipa cu acești jucători tineri. Dar eu mai degrabă aș remarca mesajul transmis de oficialii ieșeni. Nu de multe ori am văzut sau am auzit un mesaj de genul: mergem ca un comando în deplasare, ne facem treaba, câștigăm și ne întoarcem acasă. De multe ori vedem ce va fi, ei sunt o echipă mai bună, ei sunt nu știu ce, nu bun, știu cum. Da. De acord, dar și lotul actual va rezista la forcing-ul ligii întâi, la tur de campionat, o perioadă, pentru că pregătirea fizică rămâne una foarte importantă, după cum am văzut și la campionatul european, nu? Da, și un atual al Iașului, pentru că Cezar Honceriu a dovedit că își face treaba cum trebuie. S-a văzut când a lipsit în sezonul trecut și au venit. Nu a fost întâmplătoare acea perioadă de 10 meciuri fără înfrângere, exact în perioada în care am jucat fără preparator și s-a cunoscut. Legat de pregătirea fizică, e clar, mai avem o săptămână, 10 zile sau nu știu până începe campionatul, mai avem timp să ne punem la punct. Eu zic că această pregătire, și din ce am discutat și cu băieții și cu oficialii, au făcut o pregătire foarte bună în Turcia, au avut condiții, o să-i ducă până la sfârșitul campionatului de toamnă, iarnă.
Eu aștept să-i văd și pe unii dintre tinerii ieșeni, pentru că avem liceu cu program sportiv, cu suficiente catedre de fotbal. Apropo avem de tineri, deci SMS-ul are grupe de juniori. De aceea eu consider că e o benefică această regulă cu Under 21, dacă nu să fie în teren 90 de minute, măcar să fie în lot. Pentru că sunt Târșa, Moldovan, mai e Boiciuc, Chelaru, sunt jucători tineri, 19-20-21, da, care pot crește, fac antrenamente, diferă complet un antrenament la Cugir în Liga 3-a cu unul în Liga 1 la Iași. De aceea ținuți lângă echipă și au șansa să crească. Cum chiar dacă cei de la Hajduk Split au curaj să titularizeze așa pe unii, ar trebui să avem și noi, dar totodată ar trebui să fie invitați la meciuri și foștilor antrenori, la, un meci de la antrenamente, la, pentru a vedea diferențele de iar această idee strategie. De la pauză cu prezentarea trofeului de către micuții fotbaliști a fost foarte bună. Și jos pălăria pentru Drăgoi, pentru Mișu Drăgoi, ce a făcut cu acești copii. Să câștigi 2 ani la rând un trofeu în Slovacia, foarte puternic, cu 30 de echipe la start, nu e... Da, dar aici e o problemă. Ei sunt copii de 10-13 ani. Ei trebuie urmăriți în continuare. Trebuie să crească, trebuie avut grijă de ei. Trebuie avut grijă de ei, exact. Pentru... Nu neapărat să câștigăm trofei cu o echipă. Am câștigat în 95 titlul național. Câți fotbaliști din aceea au mai jucat în Liga 1 mult timp? A jucat Ciprian Paraschiv, a mai jucat vreo 2-3, dar nu au făcut o carieră extraordinară, nu au ajuns în lotul național de seniori. Deci era echipă campioană. Zic să-i păstrezi pe acești copii în lotul mare, să se pregătească alături de jucători experimentați, e un pas important pentru ei. Și va conta pentru cariera lor. Și apropo, de tineri, putem să-i transmitem și la mulți ani lui Narcis Bodic. Așa este. Da? Da. E ziua lui și el e... Îi transmitem lui Bodic la mulți ani. Transmitem tuturor suporterilor prezenți în tribuna stadionului Emil Alexandrescu din Iași aseară felicitări pentru comportamentul pe care l-au avut și pentru modul entuziast cum au susținut echipa favorită. Urăm succes formației CSMS Iași. Vă mulțumesc și vouă pentru participarea la emisiune. Ediția specială Start în Europa League se încheie aici. Vom reveni, desigur, în alte emisiuni după meciul de la Split. O seară frumoasă!